Începând de astăzi, Hotelul Cristal va avea ușile deschise și va asigura confortul clienților săi prin condițiile și facilitățile pe care le oferă. Structurat pe 5 niveluri, la parter, hotelul dispune de un restaurant cu o capacitate de 110 locuri și o terasă exterioară cu o capacitate de 56 de locuri. Etajul 1 este compus din spații de cazare și două săli de conferință generoase, ca și spațiu și dotări. Atracția turiștilor considerăm că va fi etajul 4, care cuprinde o zonă de relaxare compusă din spa, fitness și masaj. Prin calitatea serviciilor, Hotelul Cristal promite să satisfacă nevoile clienților săi. Nu în ultimul rând, vreau să fac cunoscut faptul că acest hotel nu își deschidea ușile fără o muncă asiduă și în acest sens vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la deschiderea și finalizarea proiectului și mai ales domnului Sava pentru încrederea acordată. Acum doresc să invit pe domnul primar al municipiului Focșani, domnul Cristi Misăilă, pentru a spune câteva cuvinte. Așa cum am spus, ca de fiecare dată, noi, primăria municipiului Focșani, suntem alături de dezvoltatori, alături de investitori și dați-mi voie să-l felicit în primul și în primul rând pe domnul Dan Sava, patronul și proprietarul acestei societăți comerciale, care iată astăzi deschide o unitate de cazare, prima unitate de cazare din municipiul Focșani, la un asemenea nivel de 4 stele, o unitate de cazare mult dorită și mult așteptată, atât de focșăneni cât și de turiști care ne vizitează municipiul. Vreau să felicit întreaga echipă pentru efortul depus, pentru faptul că au curajul în această perioadă, chiar dacă multe din afaceri suferă din cauza acestei pandemii, dumnealui își dovedește încă o dată flerul și curajul de investitor, de a deschide o locație, o locație care sper eu să fie punct de atracție pentru municipiul Focșani și pentru toți cei care ne vor vizita de acum încolo. Nu este ușor să ajungi în aceste momente grele din punct de vedere economic să faci asemenea investiții. Dar eu cred că odată ce această locație își va deschide larg porțile, va aduce un beneficiu nu numai colectivului și societății Cristal, ci și comunității. Pentru că avem de foarte multe ori nevoie, atunci când organizăm diverse evenimente, întâlniri, de unități și locații în care să putem să ne întâlnim, să dezbatem problemele comunității. Și iată că astăzi ni se oferă asemenea posibilitate. Încă o dată vă felicit, vă doresc mult succes și spor la bani. Și la cât mai mulți turiști să vă calce pragul. Felicitări! Să fie frunzeați cu noroc! Inițiator al acestui proiect, domnul Daniel Sava, pe care de la bun început îl felicit în tot sufletul. Ați făcut un lucru excepțional pentru Focșani și pentru județul Vracea. Spuneți-vă, rog, unde v-ați gândit ca să deschideți acest hotel excepțional la noi în Focșani, dumneavoastră nefiind în Focșani? Locuiam în Focșani când am început investiția, da. Apoi m-am mutat la București, dar a fost oarecum un vis împlinit de al meu, mai de mic copil, așa, să am o locație, un hotel și un restaurant și o locație mai bună pentru Focșani. Dar spuneți-mi, domnule Daniel Sava, dumneavoastră ați avut și înainte o firmă, ceva? Cum, de unde ați avut bani pentru asemenea? Avem o firmă de construcții, lucrăm foarte mult și în oraș, și în București, și în mai multe orașe și mare parte din bani de acolo, din activitatea de dezvoltare imobiliară de la București. Ați lucrat și în străinătate? Am lucrat și în străinătate. Și ați adus bani aici. Felicitări! Felicitări! Da, am adus aici, dar, să zicem, mare parte am făcut aici, că acolo a fost doar o inițiere, așa, să zicem, oarecum am învățat să lucrez. V-a folosit experiența da, de acolo. Da, foarte mult, da. Da, pentru că e altceva. Trebuie să recunoaștem că încă e altceva. Dar uite, încet, încet și noi ne apropiem de standardele da. Europene. Spuneți-mi, vă rog,
frumos. Am văzut că aveți aici restaurant, aveți camere foarte elegante, o să le arătăm telespectatorilor. Da. Și în afară de asta, ce condiții sau ce alte oportunități mai au? Avem un mic centru spa, aveți la ultimul etaj. Spa, da? Avem și o sală de gimnastică, sunt și două sale de conferință pentru oamenii care vor să-și facă, care se desfășoară activitatea și au nevoie, gen bănci și alte întâlniri. Cazare și restaurant. Poate într-un singur loc și asta e o chestie pe care nu prea o aveau nimeni în Focșani și da, din discuțiile pe care le aveam cu mai mulți oameni de afaceri de aici care au, în special confecțiile, au destule delegații mari de străini care vin în verificare și alte activități pe care le desfășoară. Nu aveau, se plângeau oarecum de această necesitate pe care o aveau, că nu reușeau să cazeze acești domni la standardele la care ei erau obișnuiți sau erau cerute, impuse prin contractul. Și atunci am gândit că e oportun să fac așa ceva. Dar spuneți-mi aici, la restaurant, de câte locuri dispuneți? 110 locuri. Deci nu o să faceți nunți de afloare? Nu vreau să fac evenimente. Eu am zis doar pentru cazați, m-aș baza mai mult pe hotel. Da, dacă eu știu, mai sunt, bine, când se termină cu pandemia, da. Nu poate fi vorba de așa ceva, dar poți făcute niște evenimente așa mai de mică amploare, nu? Mai de mică amploare, da. O comunie civilă, o... În condițiile în care avem cazație, cam complicat. Am zis că mai bine nu. Cu muzică ambientală, restaurant de zi, sunt destule salone care pot oferi acel serviciu de pentru nunți și botezuri și aș vrea să păstrez totuși restaurantul și cazații în hotel. Credeți că o să fie rentabil numai așa? Eu cred că da. Credeți că da? Și eu cred că da, pentru că, stimați telespectatori, o locație superbă. Câte camere aveți aici, domnule? 33 de camere. Excelent. Prețurile sunt convenabile, da? Eu zic că sunt niște prețuri acceptabile. Fiind un hotel de 4 stele, bineînțeles că nu sunt prețuri de 4 stele, dar și condiții de 4 stele sunt, stimați telespectatori. Aveți bucătar, nu? Asta e foarte important. Avem de toate. Trebuie să încerce telespectatorii și o să vadă. Păi eu sper că o să încerce, că noi suntem văzuți și în toată lumea, pentru că suntem și televiziune online și sunt convinsă că în vară o să aveți foarte mulți clienți aici, pentru că vin sau poate de Paște, poate și de Crăciun, acum eu știu. Depinde, dacă se ridică restricțiile, am înțeles că deja suntem sub 3 și posibil ca de luni restricțiile cu restaurantele să se ridice în Focșani, Doamne ajută, atunci e posibil chiar și de luni. Chiar și de luni, stimați telespectatori. E posibil. Luni în ziua de Sfântul Andrei, Sfântul Andrei. Haideți să petrecem Sfântul Andrei aici. Dacă avem noroc și se menține rata asta 3 zile, am înțeles că trebuie să se mențină sub 3 ca să poată da drumul. Hotelul se numește Crystal Hotel. Crystal Hotel, este foarte frumos și o să știți că vin de Sfântul Andrei aici. Îmi iau familia așteptăm. Și vin aici. Sper că o să ne onorați cu o mâncare deosebită. Cu siguranță. Cu siguranță. Am văzut două fetițe care se jucau la brad, le așteptau pe Moș Crăciun. Da. Ale cui sunt fetițele? Fetițele mele. Aveți doi copii, da? Nu, am trei. Aveți trei copii? Da. Două fetițe? Mai e și un băiat acolo, dar e mai mic. Un băiat mai mic. Da. Am văzut că aveți o soție tare frumoasă. Mulțumesc. Tare frumoasă și ca și copiii dumneavoastră, sunteți o familie deosebită și mă bucur foarte mult că v-ați gândit la noi, la Focșaneni, să ne... Uite, să ne onorați cu așa ceva. Da. Și soția mea e din Vrancea, eu nu sunt vrâncean, dar soția e de aici. Doamna este de aici. Da. Am înțeles că sunteți vrânceancă, da, și că dumneavoastră ați fost cu inițiativa să realizați această lucrare deosebită aici la noi în Focșani. Da, ceva ce nu mai aveam în Focșani. Noi nu mai avem. A mai fost sorste, dar s-a închis. Da, s-a închis. Era bine la sorste. Da, noi am călătorit și am văzut că sunt multe hotele frumoase și elegante și restaurante. Ne-am gândit că mergem și pe Focșani. Ați făcut un lucru excepțional, să știți. Noi de mult așteptam așa ceva. Suntem tineri și avem timp să dezvoltăm mai mult. Vedem cum merge asta și poate mai facem câteva. Să vă ajute Dumnezeu. Să știți că ne bucurăm foarte. Tot ce este de muncă serioasă și cinstită ne bucură foarte tare, pentru că sunt convinsă că a fost o muncă. Da.
epuizant aproape, nu? Nedormite, nopți nedormite, cu socotel da, pe exact. Tine tot timpul, pentru că aici au intrat niște bani, nu vă întreb câți, că pe mine nu mă interesează, mă interesează ca să aveți dumneavoastră clientelă conform muncii pe care ați prestat-o și cum să ne să se bucure că au un loc superb unde poate să vină să se destindă, nu? Și să mănânce lucruri foarte bune. Da. Vă dorim din suflet numai bine. Vă mulțumim. Și vreau să, mai, să ne mai întâlnim și să mai stăm de vorbă în fața telespectatorilor. Cu drag. Mulțumim frumos. Mai așteptăm pe la noi. Cu tot drag. Cu tot drag. Deci, sunt Andrei, stimați telespectatori, veniți aici la Crystal Hotel, că nu o să fiți dezamăgiți. La revedere, succes mult! Mulțumim frumos!